Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, este revoltat și îngrijorat de fenomenul violenței juvenile. Agresivitatea tinerelor de la Hunedoara, care au bătut cu bestialitate o altă copilă de 11 ani, fiind greu de imaginat, dar în același timp transmite un mesaj de responsabilitate și de echilibru atât societății, canalelor mass media, cât și părinților, dar și instituțiilor abilitate. Ca tată și bunic, vă mărturisesc, m-au încercat sentimente de revoltă, dar și de îngrijorare. Responsabilitatea viitorului generațiilor tinere ne aparține tuturor, părinți și instituții deopotrivă, iar ceea ce s-a întâmplat este dovada faptului că undeva societatea a greșit. Agresivitatea cultivată și încurajată mai ales la aceste vârste fragede ne arată o realitate care, în mod regretabil, transformă copiii în victime. Regret cele întâmplate și, chiar dacă instituția pe care o conduc nu are pârghii sau atribuții pentru a controla acest fenomen, ca președinte preocupat de viitorul tuturor cetățenilor acestui județ, fac apel către toți cei care conduc instituțiile abilitate să trateze cu multă responsabilitate semnele care ne arată că viitorul generației tinere este în pericol. Se arată în comunicatul de presă semnat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor.